viitoare care o avea, știind asta în deoseb de la tatăl meu, și de asemenea prin faptul că fiind un arhitect și îndrăgostit și de natură și de părțile comune ale artelor frumoase, cu siguranță că aici legătura există. De altfel, în muzică, el și-a educat toți copiii care a avut în cântarea pianului. Toți cântau la pian foarte bine, nu s-au dedicat niciunul, de astfel și în familia mea dedicații muzicale n-au fost, dar artistici au fost în abundanță. Străbunicul dumneavoastră, stabilit la Istanbul, Constantinopolul de altădată, cetățean englez, însurat cu o italiancă, este iarăși un redutabil arhitect. A ridicat numeroase edificii, iar în Istanbul se găsește o stradă ce-i poartă numele astăzi. Exact. Și am avut iarăși plăcerea imensă, care este unică, ca fiind, ajungând dirijor la opera din Istanbul, 2 ani și jumătate, să găsesc această stradă și să mai găsesc o rudă a familiei care schimbase numele pentru că se măritase, dar nu numai asta, ci am putut să-i aranjez, fiind atunci deja cetățean spaniol, să-i aranjez o oarecare pensie de la consulatul spaniol. Sunt lucruri de genul ăsta care, sigur că te împlinesc enorm, enorm de mult. Vă regăsiți în aproape tot spațiul Europei de Sud. Da, m-am găsit și foarte departe, pentru că unicul din unchii mei care a plecat din România când a venit comunismul și a făcut o mare carieră în Mexic și în Statele Unite ca inginer petrolier, avea și calități artistice, are 5 tablouri la Muzeul de Artă Contemporană din Dallas și târziu a fost consilier guvernamental în Portugalia. Ori întâmplarea a făcut ca pentru toți că la un moment dat a căzut bolnav, extrem de bolnav, într-un fel de hemoragie, apoplexie din asta jumătate de corp și acolo a rămas în Statele Unite. Trebuie să știți că eu odată am ajuns în Statele Unite și am dirijat orchestra din Fort Lauderdale și am luat un avion și m-am dus o zi întreagă să-l văd. Nu era prea departe. La Dallas. Nu la Dallas, nu. Era în partea alta Floridei, la Saratoga. Și am avut o plăcere imensă să, nu numai să-l văd ca urmaș, era și unicul meu, ceea ce știm, nașul meu, ci am avut enorma satisfacție, care rare ori o putem constata, unui bătrân sau și bolnav dacă este, nu poți să-i dai altă satisfacție decât să stai cu el, să fii cu el, să-i dai o parte din timpul tău și în special cum era și filiația asta directă, de familiară, a fost o bucurie imensă pentru el, care nu se putea exprima decât foarte parțial. Este acel unchi care a plecat, a reușit să plece din România în perioada comunistă, la începuturile exact. Perioadei comuniste. Exact. Ca și o mătușă dumneavoastră ce a ajuns în Elveția. Exact, exact. El a plecat, aceea era vară de fapt, el a plecat atunci când era campania împotriva intelectualilor, etc., etc., și a plecat de acasă și a spus soției, mă duc să-mi iau țigări. Atât. Și a ieșit de pe poartă și s-a dus direct pe Bărăgan, unde, tocmai lucrând la companiile americane de petrol, la Astra, îi aranjaseră și s-a dus direct pe Bărăgan, s-a venit la avion și a plecat. Și a reușit să scape, unicul. Pe care l-am cunoscut după mulți ani, deci exact în anul 70, exact în vară, exact la Celibidache. Celibidache era prieten de-al lui în Mexic, iar eu făceam cursul cu Celibidache, nu se văzuse de mult timp și el a venit să mă cunoască special și înainte să dea de mine, când a întrebat la teatru la Bologna, a dat de Celibidache. Și l-a întrebat ce faceam un nepot pe aici, am venit să-l cunosc. Și i-a spus Celibidache, a vorbit foarte bine de mine. Ce legătură există între dumneavoastră și Craiova Munamur, așa cum o numea domnul profesor Alexandru Toma Firescu în cartea domniei sale cu același nume? Munamur a orașului Craiova înseamnă parte, este parte, sigur, e cea mai importantă a acelui amur, a acelei dragoste și a celor sentimente profunde pe care, de care sunt des întrebat, pe care șoia cu el în lumea largă, oricare a fost într-o măsură sau altă obligat să plece de aici. Deci de multe ori, eu am plecat deja din 73 și deja de multe ori m-au întrebat dacă
am ce nostalgie am, ce iau cu mine. Și adevărul este că totdeauna partea cea mai importantă care o iei și cea mai importantă, cea mai profundă, este tocmai spiritualitatea în care te-ai făcut ca în care v-ați plămădit. Ori din această spiritualitate, unele aspecte aparțin culturii și spiritualității românești, în general, bineînțeles, și altele aparțin locului unde te-ai făcut, ai crescut, ai copilărit, ai avut primele dascăli, chiar și multe alte lucruri, în cazul meu, legate de muzică. V-ați născut la Chișinău și totuși ați copilărit la Craiova. Cum au ajuns părinții aici? Întâmplarea a făcut că m-am născut, mama e din Roman, tata e de aici, de aproape din orașul lui Sergiu Celi Vidache. Exact. Nimic nu e întâmplător în lumea. Exact. Și mama era la Roman, din Roman, era la Chișinău, s-au cunoscut acolo și s-au căsătorit. Însă războiul în 42. 41 s-au căsătorit ei, în 42 m-am născut eu și războiul s-a întors. Adică în sens invers. Și atunci în 43, la sfârșitul anului, ei au fost repartizați, tata ca inginer de construcții de drumuri, a fost repartizat ca mulți alții în Craiova. Și deci în timpul guvernării Antonescene. Da, și au fost. Și s-a dat repartiție la Craiova. Și s-a dat repartiție la Craiova, da, deși toată familia lui, toți frații erau în București, dar el era inginer de drumuri și de asta a mers peste tot. Și noi am ajuns la Craiova și de viață. Deci după 8 luni, după ce am stat la Chișinău, sora mea născută este aici la Craiova, nu? Maria Caleia, este olteancă jet-be-jet, iar eu sunt oltenizat. Pentru că, cum spuneam, nu ne alegem locul unde ne naștem, dar amprentele rămân foarte puternice. Și când eu am zis că m-am oltenizat, este pentru că de multe ori, în anumite momente din alea complicate care ți le oferă viața, mi-am zis, acum îmi voi scoate eu vâna de oltean. Adică să nu cumva să mă păcălească altul pe mine. Să nu cumva să mă înșele unul pe mine, nici să fie deasupra mea. Trebuie să fiu eu deasupra lui. Sunt această, care... această mentalitate este unui învingător. Absolut, da, dar e olteanul totdeauna așa. Cum v-ați regăsit în această cetate a Craiovei? O cetate a culturii, dar și a etnicității, pentru că aici știm că erau foarte multe nații. Da,